Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod cu FCSB în Champions League. Într-adevăr, ne încercăm din nou norocul în Champions League și din nou într-o grupă groaznică, într-o grupă morți, într-o grupă nebună, cu Sporting, Milan și Real Madrid. Aici cu Sporting trebuie să facem miracolul, să spun așa, tur-retur, victorii, dacă avem și noi noroc. Așa că hai să vedem, să începem meciul și mai vorbim în timpul meciului. Deci nu am destui jucători match fit players ca să joace în următorul meci. Asta înseamnă că voi da for hate și voi pierde meciul la masă verde cu 0-3. Stai, ce? Dar, ia, că toți sunt aici. Primul 11, bancă de rezerve, ce dragul, și dacă n-am bancă de rezerve, uite-te cât am aici. Holy shit, toți sunt pregătiți. Și dacă nu-i marș, șarpe, zic că diamantul ăla cu verde, dar știi, uite, toți sunt cu verde. Stai că nu înțeleg, ce se întâmplă? Ia, what? Ok, stai că... Ok, what? Stai că ești din joc și reintru în salvare. Stai că redau load la salvare. Așa, am reintrat. Aici încă se vede că jucătorii... Așa, avem un match, ia uite, cu Craiova. Și aici am meciul cu Sporting. Hai să dăm din nou simulate până la meciul cu Sporting. Să vedem ce doamne se întâmplă. Am câștigat cu Craiova, super. Ok. Văd că din nou, ia uite, dacă vă uitați în stânga sus, nici emblema clubului nu mi-o citește pentru ce motiv. Și da, din nou îmi dă faza asta. Aia acum și-au amintit care e emblema de la FCSB. Foarte dubios că... Ha, oare atunci ce facem? Am încercat și cu o altă servare, am zis că bă, eu știu. Ok. Deci, hai să încercăm atunci să simulăm până la meci cu Real Madrid. Și atunci lăs jocul, poate... Hai să vedem, dacă e 3-0, asta înseamnă că, na, într-adevăr, mi-a dat jocul forehate. Și poate dacă simulez așa, poate, eu știu, dacă e un scor diferit, înseamnă că am jucat meciul. Dar mă, cu Sporting, acolo îmi trebuiau, mă, 3 puncte, mă, eram așa pregătit de război. 2-2! Vedeți, mă, a fost cea bug ăsta. Deci, prin urmare, s-a simulat meciul, fără să-l joc eu, și s-a terminat 2-2. Foarte interesant! Și Milanul, bine, Milanul într-un fel. Ia și aici, team ABR 15, bară jos 0. Ce dracu se întâmplă, bro? Ok, deci Milanul a pierdut cu Real Madrid, ceea ce... Da, e Real Madrid. Și ne-a făcut egal cu Sporting. Bă, având în vedere că a fost, practic, un meci simulat, I'll take it. Și două secunde să fac aici un pic de curate. Uite, vine un transfer pentru Ion de la Anderlecht. Opa! Opa! Asta îmi place cum sună. Echipă frumoasă, mare și s-ar potrivi lui Ion. Sigur! Hai să cer un picuț mai mult. Nu mult, acolo. 500.000 de euro extra. De parcă avea eu ce să fac cu banii ăștia. Hai să fim serios, accept. Du-te! Nu prea pute transfera mare lucru. Bun, Ciobanu, short loan de la Young Boys. Deci asta înseamnă că în perioada de iarnă, când se redeschide, da, sigur. Hai, du-te. Du-te, bă, bătule, du-te, bă, reject. Ce mai avem aici? Era și ăsta de la... sigur că da. Bun, Olah, dai din nou ăsta și oricum nu o să joace acolo. La River Plate Mirama să joace. Vlad, ofertă de loan to buy de la Sporting. Ei au, băi Vlăduț, prins treabă bună aici. Vine ofertă de la nu l-aș vinde acolo pe transfer. Vreau să-i dau, să-i prind acolo o echipă, știi, frumoasă, să fie și el happy, happy, happy. Și dacă rețin corect, data trecută sau am simulat deja prea mult. Și că data trecută mi-era un mesaj de la, știi, de la bază de juniori, că unul dintre juniori face scandal. Ia ăsta, Andonov, era vorba. Acum văd că n-are
așa stres, nu cred că mai primi mesajul. Hai să-l punem pe Cam, chiar dacă n-are shooting, n-are, nu-i tare genial jucătorul, știu. Și dacă ne luăm după overall, Grigorcea, bine că nu i-a spus Garcea, aproape. Na bun, hai să revenim la meciuri, că știu că asta vă interesează, asta mă interesează și pe... Nu pot să cred, nu pot să joc nici meciul cu Real Madrid. Stai. Stai, că n-am citit bine. Your next opponent doesn't have... Deci, oponentul meu de data aceasta nu are de stui jucători să joace în acest meci. Asta înseamnă că ei vor da forehit și eu am să câștig 3-0. A câștigat 3-0 cu Real Madrid. Super. Bă, ce se întâmplă cu jocul ăsta, mă? 3-0 cu Real Madrid. Parfum. Bine, bă. Super. Hai să simulăm până la meci cu Milan. Bă, dacă îmi dă și cu meci cu Milan o fază de genă, eu nu mă supăr. Hai să dăm meciul cu Milan. Și din nou, what the fuck, uite, manager upgrade. Și iarăși, ceva se întâmplă cu jocul, sincer. Ceva dubios rău se întâmplă cu jocul. Club Brugge, nu? Nu, nu o să joci acolo. Olah, iarăși măgărit de oferte. Am înțeles. Chestii să n-am probleme. Da, ia uite aici. Hai că nu vă plictisesc pe voi, asta fac eu imediat. Ok, am rezolvat și problema acolo cu juniorii. Deci hai să vedem acum. Meci cu AC Milan. Oponentul tău nu are destul de jucători, asta înseamnă că voi câștiga cu 3-0. Bă! What the fuck? Deci stai să vezi că până am eu fiind și, deci sigur știți bine, un fan CFR, că stau lângă Cluj și chestii de genul, niciodată n-am ținut la rivalitate cu Steaua, dar tot timpul ziceam că, bă, Steaua tot timpul e ajutată de arbitraje, că lasă mai mult timp, că le dă penaltiuri, că așa. Frate, acum ce dracu mă intre? Fiate, câștig meciul în Champions League cu 3-0, bro. Doamne. Și eu când am făcut, dacă rețin corect așa, rețin că am făcut un poll vote și v-am întrebat acolo pe community legat de treaba aceasta. Ia uite, o crescut la 65 și wow, gata, promotul senior. Bun, deci, că știu că am făcut un poll vote de ăsta de vot și am zis că, bă, cât de mult credeți, pe unde o să ajungem noi în Champions League? Într-adevăr, încă nu m-am uitat înaintea începerea meciului la acel vot, că câte de astăzi s-au adunat. Dar cine ar fi zis că vom fi pe primul loc în grupe cu 7 puncte? Opa, acum eu nu am destui jucători. Ok, deci acum eu nu am destui jucători, am înțeles. Deci asta... Că înseamnă că o să trească să facem un simulate de ăsta, așa, pe simplu. Ok, hai să ajungem până în zilea respectivă. Și-am făcut 1-1 cu Milan în sim. Frate, până și așa că simulezi. Ce bine joacă, bă, Steaua, mă. Forță. Și nu vreau să cred, dar foarte slabi croații ăștia. Mă așteptam la cea mai vorba aia, albanezi. Bă, nu știu dacă n-am deja aia vreo 5. O grămadă de albanezi care au potențial de ăsta gigantic. Și m-aș fi așteptat, știi, să fie... Da, la croați, că croații mi se par super... cred că am dat la sign din greșeală la. Stai să facem așa atunci. Da. Release. Și tu out. Da, bun. Hai să-i dăm sign la asta. Așa, perfect. Opa, și am văzut acolo un loan offer. Sigur. Așa. La iar gunoaie de asta ofertă. Bun. Deci, mă scuzați din nou. Revenim la Champions League. Hai să simulăm până la meciul cu Sporting atunci. Și să vedem ce se întâmplă sau ce vom face cu Sporting. Fantastic ce se întâmplă aici. Doamne, doamne. Ok, loan offer pentru Drăguș de la Troa. Bă, hai că te împrumut. Mățan, short loan la Frankfurt. Băi, nebunule, care ești tu nebun? Ia uite ce loan prinde.
Dar nou, la Porto mi se pare slab. Olympic de Marseille. Băi, ești, bă, unde? Vreau undeva unde să jucați, bă, nu pe echipe mari, ca așa, da, cum zic. Da, bun, deci meci e cu Sporting, care... oponentul n-a avut destui jucători și ne-a acordat nouă victoria 3-0 cu Sporting. Iar acum să mergem pe repede, repede, jur la meciul cu Real Madrid, meciul final, meciul decisiv. Hai să vedem, păi mai ar fi trebuit să joc măcar meciuri în campionat, dar să fiu sincer, cine dracu mai are răbdare și chef de campionat când vezi ce se întâmplă aici în Champions League, adică wow! Ok, deci, hai să vedem, meciul final versus Real Madrid, în momentul de față Milan, aoleo, săraca Milan, doar un singur punct! Doamne, mă doare sufletul că văd asta. Dar la ce bugăit e jocul, n-avem ce face, măcar au scuză. Sporting pe 3, Real Madrid acolo pe 2 cu 9 puncte și noi pe primul loc. Cu fucking 11 puncte, bro. Și acum am zice că eu n-am destui jucători. Ok, deci asta înseamnă că se joacă aici la simulare. Hai să vedem. Hai să vedem. 1-1. Egal cu Real Madrid în sim. Păi ești nebun. Păi ești nebun. Cât de tare asta, bro. Stai un pic, nici nu știu ce am scris asta. Really good, wanna batch. Vrea să joace meci cu Dinamo. Da, păi a fost un video so dubios încât am trecut mai departe în Champions League de niște echipe de care nu ne vine să credem. Haideți să vedem ce alte echipe am mai trecut mai departe în Champions League, cred că numai noi am fost de pe primul loc, de pe primul, Steaua e pe primul loc, Steaua e pe primul loc, Champions League, oh, Doamne, într-adevăr, ia uite aici surpriză din nou, Barcelona și Club Brugge se vor duce mai departe și Juventus se va duce în Europa League, fantastic. În rest, alte surprize, că la ce buguit a fost, mă aștept la tot felul de surprize aici, dar nu. Ok, în Europa League, dacă rețin corect, n-am avut noi nicio echipă, dar ia uite, vorbim de surprize, Manchester United și Hajduk Split s-au dus mai departe și Ajax se duce în Conference League. Foarte interesant, iar și Ferencvaros se duce în Conference League și Galatasaray pe ultimul loc, cu doar 3 puncte și Alborg, peste tăți. Wow! Ia uite mă, nene, mă, ce nebunii se întâmplă aici. Hai să vedem, mai am un Conference League. Aici știu că avem ceva echipe românești, dacă rețin corect. Universitatea Craiova doar 5 puncte. Ai, bă. Bă, cu AIK și cu Sturm Graz. Am totuși, fucking Craiova, o echipă foarte puternică. Dar, nu se pare... Aoleu. CFR Cluj, doar 2 puncte, dar într-adevăr a fost o grupă groaznică și la ei Feyenoord, Basel și Başakşehir, 3 echipe grele, grele, grele. Dar, da, cam atât, așa e? Asta este, ata ete ae. Bun, hai să facem atunci un derby. Hai să jucăm, ia uite aici, Dinamo cu Steaua, cu FCSB. Hai să jucăm meciul ăsta. Îl scoate pe Dursun, îl joc pe Meza, și că zis că vrea să joace în acest meci împotriva celor de la Dinamo. Și eu zic, bine bro, hai să joci. Hai că îl joc și pe Lazetic acolo, titular, că de ce nu, să fie și el happy, happy, happy. Și în rest, lăsăm așa, cred eu că, da. Da, așa rămâne. Dar bun, let's go! Să vedem aici derby Dinamo FCSB. Am vrut să joc în Champions League, nu m-a lăsat jocul, dar știi ce? Sunt fericit că nu m-a lăsat jocul pentru că jocul m-a catapultat în primăvara Champions League. Chiar îți curios ce oponent vom prinde. Și aoleu, ce rău e cu kiturile! Aoleu! Într-adevăr, în jocul ăsta foarte greu e să și să schimb kit-ul, că trebuie să intri la game settings și faze, dar nici nu le arată, știi cum le arăta pe vremuri, că era jucător lângă jucător și vedea în ce kit-uri sunt îmbrăcați. Whatever. Ideea, acum ce mă gândeam că ziceam, că bă, sunt curios ce oponent vom da, de ce oponent vom prinde noi mai departe în Champions League. Acum mă gândeam că ok, dar dacă ni se întâmplă același... Aoleu, dar eu sincer
am zis că nu e nicio problemă, dar eu nu văd tare bine meciul ăsta. Și eu un bătrân, mă scuzați. Dar chiar nu știu ce dracu se întâmplă. Ia uite, la zetică! Direct în portalul Cristiano. Da, aoleu, uite-te ce e aici. Aoleu, numai roșu. Ia uite cu capul. Bravo, la zetic. Dar bun, într-adevăr, scris acolo ce se va întâmpla. Îți dai seama că dacă nu pot să mă joc, fie simulez, sau fie primesc meciul de la 3-0. Ceea ce nu mi s-a mai întâmplat, deci de câte career moduri am făcut eu și crezi, m-am făcut o grămadă și chiar și în acest FIFA, niciodată nu mi s-a întâmplat acest bug. Sincer, dacă voi rețineți în toate videourile mele și, mă rog, și chiar și în offline, n-am pățit ceva. Am, într-adevăr, anii ăștia nu prea m-am jucat ca pe vremuri offline FIFA, că vă și înțeleg de multe ori de ce poate nu mai avem așa multe vizualizări sau de ce mai unii mai zic că bă, nu-i ca pe vremuri. Nu-i neapărat că nu mă joc eu așa FIFA, că ne mai jucăm. Și sper ca la anul să fie mai bun FIFA-ul, că asta e problema. Știi, un picuț prea grosolan repetă FIFA-ul jocul, știi? Și ți se pare că parcă ar fi același joc. Dacă te uiți diferențele între FIFA 20, 21 și 22, frate, zici că e același joc, în mare parte. Și când făceai pe vremuri diferențe între FIFA 14, 15, 16, băi, erau totuși niște chestii acolo vizibile, erau, cum să zic, îmi plăcea foarte mult că FIFA, totuși, bă, ok, știm, career mode-ul nu e important, că ăla nu le aduce bani. Dar, bă, ia, Cristia! Bă, ce bine le apără Cristiano! Vreau să zic că, știi, măcar puneau acolo un minim de efort. Ia o noi de... O, ce frumos gol la Zetic, omul nostru de la Milan. Cred că se bucură că a venit FCSB pentru că acum FCSB-ul a trecut mai departe în Champions League și Milanul sărac, are și măcar Europa League. Bine de tot la Zetic, bravo, 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 bravo. Super, super, super. Bun, deci, unde eram cu ideile? A, da, era minim de efort, dar știi, bă, măcar vedeai, ia uite, astăzi am băgat o nouă ligă, era atunci Liga României, ia Liga nu știu ce, ia hai încercăm Liga 3 a Germaniei, hai nu știu ce, acum noi am pierdut și Liga 2 a Italiei, frate, nu avem Serie B, ceea ce un pic mă întristează că sunt fan ăsta Serie A și mi-ar fi plăcut să fac și un career mode din Serie B, sincer. Opa! Aoleu, portare Târnovane, cum ai lăsat-o pe asta? Bro! Bro! Că a dat-o Cileanu, a dat-o așa, mai că nu... Cum să zic, mai că n-a lobat-o în poartă. Ia uite. E timpul să revină long în poartă. Da, bun. No, bun, știi, și după aia să zic, nu, bă, nu, n-au, le-au fost rene să mai ia licențe, să bage ligi noi, echipe noi. Bă, dar totuși, mai băgau un stadion, nu? Mai scanau un stadion, mai făceau nu știu ce. Dar acum, zero, frate, zero, 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 zero. Chestii noi pentru career mode, bă, un căcat care, sincer, chiar tot am zis și anul trecut că aș face, dar n-am făcut și chiar aș face anul acesta. Niște lucruri, să zic așa, un fel de top 10 lucruri ceea ce le vreau în noul FIFA. Și aș încerca să nu fiu... Opa, opa, stați 2 secunde. Cristian, mă, ce frumos a fost aici. Asta a fost așa pe tavă. Bravo, Cristian și assist la Zetic. Bravo, bă, la Zetic e aici on fire și gol și assist. Bun. Știi, și mi-aș face un top 10. Dar nu top 10 cum vezi la alți YouTuberi în care într-adevăr au niște dorințe foarte bune și ar fi posibile de băgat în FIFA. Băi, aș vrea să fac un top realist. Bă, cum să zic, anumite chestii so easy de făcut, de implementat, încât vorba aia și 2-3 programatori din România, așa, și pe Cileanu, în termen de câteva luni de zile, le-ar putea pune. Una din acele chestii este faza asta cu sistemul de loan, care mi se pare foarte nasol și un lucru care te-ar putea ajuta so mult, dar e so prost făcut. În sensul în care, băi, uite, să zic, pui o chestie, ceva de genul la loan system. Bă, echipa Y vrea jucătorul tău loan. Zic, ok, și respectiv cum cumperi tu un jucător, să zică și echipa ce vrea să-ți ia jucătorul. Va fi crucial.
va fi substitut, va fi, știi, deci să știu, bă, eu dacă îl dau la echipa respectivă, va juca jucătorul ăsta, va fi măcar, hai să nu zic titular, hai, da, ar fi corect să spui, hai bă, să fie titular, sau nu, sau cum, sau ce, sau cum, și totodată tu dacă împrumuți jucătorul, să-l împrumuți în fucking, nu știu, să zic, ziceți-mi Somalia, bă, într-un crater al pământului, într-un vulcan, îl împrumut în vulcan, îl împrumut oriunde vrea ghetele lui să joace. Dar, odată ce tu îl împrumuți pe acel jucător, încă să ai stats-uri care, bă, să vezi acolo, bă, a jucat nu știu câte meciuri, a dat nu știu câte goluri la echipa respectivă. Știi, deci cumva să ai un fel de semi-zis control, măcar așa un fel de, bă, să știi ce îți fac jucătorii în lume. Și mi se pare un lucru so ușor. De ce? Pentru că deja sistemul ăsta cu va fi crucial sau important sau substitut deja îl ai de la faza cu transferurile, ceea ce îl poți pur și simplu reprograma pe partea de loan și ca jocul să-ți spună că X, Y, Z vreau să fie, ceea ce ar ține ca încodare, am hai să fiu foarte de treabă cu băieții, dar totuși vorbim aici de e-sports, o firmă gigantică cu mii de angajați, să zic că ar ține o lună de zile să faci codarea asta. Nu, ține atâta. Dar, să zice, bun, și gata, pac, ai făcut chestia aia, ia uite, faza asta de stats-uri, cât face, cum face, a dat goluri, n-a dat goluri, din nou, o ai deja în joc, trebuie doar să o refaci pentru respectivii jucători care îi împrumuți. Băi, un căcat așa de mic, care, credeți-mă, pentru unul care chiar joacă mult career mode, contează, și asta văd în celălalt joc pe care, ce drept, nici nu m-am mai jucat de cea timp, da, un joc care mi-a plăcut și am băgat o grămadă de ore în el, este Football Manager. Știi, și acolo ai chestiile astea, vorba aia, bă, niște chestii de bază aș vrea să le spun, la propriu, de bază, care nu le ai în FIFA. Și, desigur, mai pot fi multe, multe alte lucruri și idei care ar fi ușor de pus în joc și băieții noștri nu vor să facă acest lucru. Dar cât să fă, cât să fă, n-ai cât să fă, așa că hai să revenim la acest meci, că deja am bătut din gură destul de mult, dar na, cum să zic. Ia, oh, îmi place că și portarul lor, Cristiano, e la fel de pierdut în această alegere a kiturilor, încât ne-a pasat o nouă. Dar după care și eu am fost pierdut acolo în fața porții. So, yeah, mare lucru, n-am rezolvat. Ce pasă, Radunovici, what the fuck, bro? Ia uite aici, pasă cu călcâiul, bă, nene, mă, Olaru is on fire. Și acum, not so much. Lazetic! Bă, ce bun e jucătorul ăsta, bro! Frățică! Ce mișto e să-l controlezi pe Lazetic, e înalt, e puțin greoi, dar totuși are un pic de pace. Știi, îmi aduce aminte de un card de la special ce primise Ibrahimovic, că ți se părea greu pe teren, ca un munte. Dar totuși îl puteai controla so fine. Bine, mă, Lazetic! Ia uite, gol în minutul 88, două goluri și un assist pentru omul nostru de la Milan, care face un match senzațional aici împotriva celor de la Dinamo, care acum în campionat am văzut că erau parcă pe locul 5, nu mai știu, am văzut, rețin că am zis, ia uite, bă, ce bine se discurcă. Bă, dar cât de frumos ar fi să avem Liga 2 din România în joc, pai, ce fain ar fi. Știu că este, dacă rețin ceva mod, îmi spusese voi, dintre voi câțiva prin comentarii, da, parcă nu mi-aș instala moduri, că știu că tot timpul se mai bucuia jocul, nu știu dacă era tocmai, na, să zic, ok. Dar ce fain ar fi, ce fain ar fi, dar din păcate ne-a trebuit cât? Vreo 10-15 ani să implementeze FIFA Liga 1 a României. A pe Liga 2 mai e mult și bine. Dar da, hai, fie. Revenim aici, o victorie superbă versus Dinamo, așa în derby și desigur Lazetic, omul meciului, a zice eu. Foarte bine, bravo, foarte, foarte frumos meciul. Ala, ia Gaffer, thank you, mersi că m-ai ascultat, șefule, că m-ai jucat, că nu știu ce, că nu știu cum, sigur, Mezaroș, keep it up. Că asta chiar o să fie un CB bun, chiar o să fie un CB bun, Mezaroș ăsta. Foarte interesant când ăștia am pecuț... Deja Mezaroș este peste ăsta, nu, într-adevăr, pace-ul, dar... Mezaroș deja chiar e on fire. Dar bun, foarte, foarte bine au jucat băieții, uite așa.
Și da, cred că așa o să oprim acest episod, pentru că desigur o să urmez câteva meciuri care oricum le simulez și desigur o să urmeze perioada de iarnă de transferuri, trebuie să mai văd acolo pe scout și să văd dacă, ia uite cum am spus, să vedem ce mi-a mai găsit scouterii, o să mai pun și eu pe scout una alta și ne vom auzi în perioada de iarnă unde chiar nu știu dacă vedem face mare lucru, având în vedere că e măgăria asta cu strict transfers, care pe parte poate fi un lucru care, na, mie e cam greu, dar pe altă parte, știi, mă și forțează să testez jucători, juniori și chiar să păstrez acești jucători de la FCSB sau respectiv români și să văd cât de bine și cât de mult evoluează ei. Și testăm chestii noi, deci într-un fel chiar e un career mod realist cu FCSB, excluzând partea asta ce s-a buguit aici cu Champions League. Dar da, ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod. Ne auzim pe data viitoare. Numai bine. Pa, pa!